Astea sunt chestiile de înregistrat, de cameră, de nu știu ce. După aceea, e spațiu. Dacă stai ca și mine în satul mare, să ajungi la concluzia că, fana mea, unde să mai mergi? Deci acum, cât ar fost astea? 10 minute? 15 minute? Am ieșit din satul mare, m-am dus până în Odăreu, m-am întors și am venit înapoi și... S-a bătat! Și deja am ajuns în centru înapoi. Unde să mai mergi? Că nu mai prea ai unde. Să fac o tură lungă până nu știu unde de fiecare dată când e ceva... nu știu dacă am chef. Iar aici, cum e acum o oră de vârf, relativ, 5. La ora asta, ați văzut ce pe pod. Ăla e un pod. Dacă mergem la podul celălalt, să vedeți că este absolut la fel. Este la fel. E plin până în Piața Mare, plin de oameni, pe pod. Stau. Și deși la podul ăsta, pe lângă care am trecut, s-au făcut însă giratorii pe partea altă, nu știu dacă nu și la... Ba nu, la nu. Ăla se încearcă să facă, dar încă nu... N-a reușit. Bine, dar s-a giratorul de ăsta, improvizat, așa, făcut din... cutii de plastic, cum le place românilor să facă sensul giratorii, adică nu... Nu e treabă serioasă. Dar mă rog, e sens giratoriu, asta e. Înclinește, înclinește. Acum să mă duc să trec podul, n-ai încheiat. Deci unde mă mai pot duce? În nicăieri, unde drag să mă duc? Deci am făcut selțul, am făcut orașul, pe jumate, jumate, bine, pe jumate, jumătății. Că satul mare e împărțit în două. O parte pe partea asta unde este eu și alaltă parte dincolo de poduri. Dar cum dracu să ajungi dincolo de poduri? Sunt două poduri și tot e pline, mai ales la ora asta. Deci e foarte important și zona în care ești, orașul în care stai, chestii de genul ăsta, lângă ce locație stai. Satul Mare nu are absolut nicio locație. E nicio locație. Satul Mare nu are o locație unde să te poți da. Are ieșirea spre Carei. Carei. Care e mai drept, așa, mai pe drept, mai... O să mergi până acolo, dar din nou, e foarte circulat și multă poliție, că-s multe sate, sate drepte astea, din care te duci ca trotin cu trotinet, așa. Tot peste pod este drumul spre Zalău, la fel, e relativ drept, fără urcușuri, coborâșuri și chestii, are așa, să zicem, dar nu e foarte virajat. Dacă e drum european, ce pălăria măsii, e o groază de sate, mai multe linii drepte, niște curbe, când, cum, hau, bau, bau. Bine. Partea asta altă de pod ar fi încolo drumul spre Petia. Drumul spre Petia care vama, adică 14 km, 15 km, nu știu cât, ceva de genul, 10 km, căcat. Și e drum drept, acolo chiar drum drept în nu știu ce satul vieții ăla înainte de Petia. Aha.
Acolo o curbă, în mijlocul satului. Dar până acolo nu-i nimic. Deci un drum drept până acolo, o curbă și drum drept până în vamă. Da, hai zi, doamne. Da? Nu prea e ce? Nu prea unde să mergi? Unde să mergi și ce să faci? O să mă duc acum spre Petia, să vedem. Așa, de plimbare. Și mai este drumul spre Baia Mare, care e cu două variante. Varianta veche, din nou, foarte umblată, plină de poliție. Aiurea. Și varianta nouă, care e tot așa drum prin sate pe la Odorel, pe acolo unde m-a văzut că a mers. Te duci încolo și dacă tot merge apa și la un moment dat ieși în drumul vechi de Baia Mare, Satul Mare. Cam astea sunt variantele, alte variante pe care să te dai cu motorul nu sunt. Adică să mă dau eu cu motor, în sensul că să fie totuși drumuri normale, nu drumuri de astea, tot e rupte, ți se sparge, pline de nisip și că da, pe acolo nu are sens să mergi. Și nu ai cum să mergi, nu că nu are sens să mergi, nu ai cum să mergi. Și oricum, îți departe, adică trebuie să te duci. Ce sens are să mă tot duc, să trec orașul în nu știu ce direcție ca să ajung la un drum de căcat care nu duce nicăieri? Da, asta e o problemă. Din punctul meu de vedere, e o problemă. Pentru că... la urmă te plictisești, pare cumva. Unde să te mai dai? Unde? Că tu atâta spațiu. Nu ai unde să te tot dai și... mă plictisesc eu dându-mă, mă plictisesc voi uitându-vă. Aceeași stradă de 100.000 de ori. Pana mea. Da, dar mă rog, să zicem. Poți să ieși, nu, hai să zicem că 10-20 de videouri faci, așa. Dar după aceea, că dacă într-adevăr vrei să faci, nu, nu. Să mergem la mall. Eram în a patra. Fucking Jesus. Diru diru cocodilu. Bang. Vreau să alimentez și să pun și un pe zero, să văd. Benzina. Asta e. Benzina șmecheră. Ai trebuit? Ai bugat. Cum pui pe zero? Odometru, trică. Bun. Stai cine?
Aș. Deci unde mergi? Mergi încolo, spre Petea și cam atât. Pe aici. Altundeva nu prea ai unde să te duci. Și nu ai de ce să te duci, nu că nu ai unde să te duci. Bine, nu ai nici unde să te duci. Dar nu ai de ce. O grază de tiruri, aici ieșirea tirurilor, tot felul de prostele. De aiurea. Unde să mergi? Mai unde? Clar că mai unde. Mă bun. Uite asta cu spațiu e o chestie... din punctul meu de vedere importantă, că până la urmă... se plictisește lumea că tot același drum, aceeași chestie. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. Life.